Salutare și bun venit la un episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi este timpul pentru Ai Spate. Antrenament inteligent de spate. Nu o să discutăm foarte mult astăzi despre greșeli frecvente, pentru că despre asta am vorbit într-un episod precedent, pe care o să-l găsiți undeva pe aici. Astăzi ne interesează cum programăm antrenamentul de spate, câte exerciții și ce fel de exerciții ar trebui să folosiți. Deci, haideți să o luăm cu începutul. Despre antrenamentul de spate o să auziți vorbindu-se din perspectiva tracțiunilor și ramatului. Tot ce e departe de corp și tragi spre tine, dacă tragi de sus în jos este tracțiune, dacă tragi din față în spate este ramat. Dar din punctul meu de vedere mi se pare util să împarți exercițiile din spate în patru categorii, nu doar în cele două. Și anume, pe lângă cele două despre care am vorbit, respectiv tracțiune și ramat, mai avem mișcare de pull-over, un fel de pull-over ca la țară croșetat, doar că puțin diferit. Și anume, încep cu brațele deasupra capului și tragi spre în jos, contractând marele dorsal. Poți să faci chestia asta, poți să faci exercițiul ăsta din culcat dorsal cu gantera, poți să faci exercițiul ăsta din stând, la cabluri, în diverse prize, diverse variante. Poți să miști doar brațele, poți să miști și trunchiul, fine. Mai multe variații pe aceeași temă. Tracțiune ramat, pull-over. Pull-over este un hibrid, practic. Nici măcar hibrid nu pot să-i spun, pentru că nu este o combinație a celor două, ci le înglobează pe ambele. Adică, dacă încep de aici și ajunge aici, se poate numi tracțiune și dacă pleci de aici spre aici, se poate numi ramat. V-ați gândit vreodată la asta? Nu vă mai gândiți la ce se întâmplă aici. Gândiți-vă doar la ce se întâmplă aici. Cum arată tracțiunea? Să zicem tracțiunile pe față, da? Începe de aici și se termină aici. Undeva aici. Ramatul ce face? Pleacă de aici și se duce undeva aici, în spate. Și pull-over-ul ce face? Pleacă de aici, înglobează toată zona asta de mișcare. Adică este o mișcare mai completă. Deși nimeni nu o privește ca pe o mișcare de bază. Mergem mai departe, al patrulea tip de exercițiu, a patra mișcare pe care aș îngloba într-un program de spate este hiperextensia sau îndreptarea. Eu personal nu sunt fan îndreptări din foarte multe puncte de vedere, n-am să intru în detalii aici, dar este nevoie și de o mișcare care să targeteze în special paravertebralii, mușchii din partea stângă și partea dreaptă a coloanei, erectorii spinali. Deci în viziunea mea personală, că sunteți pe canalul meu, vă spun viziunea mea, este că un antrenament inteligent de spate ar trebui să conțină toate cele patru tipuri de mișcare. Dar ce văd de cele mai multe ori? Văd mai multe variații pe aceeași mișcare. Majoritatea concep antrenamentul din perspectiva tracțiuni la liber, tracțiuni la scripete, tracțiuni la aparat. Ramat la scripete, ramat cu un braț, ramat cu haltera, ramat la aparat. Dacă ați văzut și celelalte episoade pe care le-am făcut pe seria Ai Antrenament, ar trebui să știți deja că eu nu sunt fan exerciții, nu sunt fan aparate, gantere, cabluri și așa mai departe. Eu privesc antrenamentul din perspectiva mișcărilor. Pe mine mă interesează să am un tip de mișcare de genul ăsta, mă interesează secundar, mai puțin, dacă priza e așa, dacă priza e așa sau dacă priza e așa. Astea sunt într-adevăr niște diferențe, dar sunt mici, sunt niște variații pe aceeași temă. Și e suficient să alegi o variație într-un antrenament, trebuie să le ai pe toate. Bun, cu ce ar trebui să începi? Înainte de toate ar trebui să începi cu încălzire. O încălzire generală, 5-10 minute de mers pe bandă, bicicletă, stepper și așa mai departe, este o idee bună. Este obligatoriu? Nu este neapărat obligatoriu, asta e încălzire generală. Încălzire specifică înseamnă ce mișcări urmează să faci? Păi tracțiune, ramat, pull-over și extensii. Asta înseamnă că ar trebui să încălzești gâtul, umerii, articulația cotului, a pumnului, să faci aplecări înainte, înapoi, laterale. Deci va trebui să încălzești articulațiile segmentelor pe care le vei folosi în antrenament. Să zicem că vrei să faci tracțiuni pe față. Păi pun o greutate mică cu care să faci ceva ce s-ar putea numi încălzire, gen 15 kg. După care, premergătoare, 30 de kg, 45 de kg. Și la 60 poate faci o serie de 10-12 și mai pui 70 și mai faci o serie de 6-8. Și ai avut două serii aproape de epuizare sau maximale, în funcție de unde te afli. Dacă ești începător, dacă ești foarte, foarte la început, nu e neapărat necesar să mergi la epuizare. Poți să o faci? Da. E necesar? Nu neapărat. Nu e obligatoriu. Din punct de vedere al selecției exercițiilor, aveți de ales între greutatea propriului corp, tracțiune la liber, să zicem, sau tracțiune la scripete sau tracțiune la aparat. E suficient să alegi una singură. E un exercițiu mai bun ca celălalt? Nu neapărat. Ține foarte mult de preferințe și de particularitățile voastre. Eu, spre exemplu, sunt super mare fan tracțiuni libere. M-ați văzut făcând tracțiuni libere? Nu prea. De ce? Pentru că nu prea pot să le mai fac. Când aveam 21 pic de ani, începeam cu tracțiuni libere, făceam serii de, nu știu, 15, 20, 25 să mă încălzesc, făceam 2-3 serii, după care mergeam la scripete și făceam maximale. Mai pot să fac asta acum? Nu mai pot. Acum trebuie să fac tracțiuni la scripete cu greutăți mici ca să fiu suficient încălzit încât să pot să fac tracțiuni libere. Deci, particularități. Ce vreau să spun este că nu e obligatoriu să faci niciunul dintre exercițiile astea pentru că ai variante. Alege o mișcare de tracțiune cu brațele în lateral. Nu sunt fan tracțiuni la ceafă. Nu vă recomand tracțiuni la ceafă. Vă recomand tracțiuni pe față. Fie că e vorba de liber, aparat, cablu. Alege o mișcare care îți place cel mai mult, care te face să fii în siguranță, unde nu ai dureri de niciun fel. De exemplu, durerile mele sunt la nivelul antebrațelor și câteodată coatele. Deci încerc să evit mișcările care mi-ar cauza și mai mare durere, să-mi cresc riscul de accidentare și să trebuiască să stau
o săptămână, două, trei să mă refac și să nu pot să mă antrenez. După niște ani de fiare, toți gândim așa. La început, bineînțeles, nimeni nu se gândește că o să ajungă în postura asta, dar dacă te antrenezi preventiv, poți să ai longevitate în sport fără accidente majore. Tocmai pentru că am avut niște particularități, niște dureri articulare și de oase de la începutul carierei, de la 17 ani de când m-am apucat de fiare, a trebuit să adaptez antrenamentul în așa fel încât să nu mă accidentez. Fast forward, mergem înainte 20 de ani și nu sunt accidentat la modul ăla, în ciuda faptului că am făcut performanță. Tocmai pentru că nu m-am îndrăgostit niciodată de un exercițiu încât să nu pot să trăiesc fără el. Da, am exerciții preferate, dar dacă ajung în postura unde îmi cauzează durere, renunț la ele. Același lucru nu e valabil pentru toată lumea. Toți avem exerciții preferate, doar că unii nu vor să renunțe la ele. Așa cum v-am zis și în cadrul episodului, ai piept. Dacă nu e pentru tine pistul cu bara, nu-l faci. Sau îl lași pentru altă dată. Poate nu-l înțelegi, poate și la început. Poate ai particularități anatomice, poate ai accidentări vechi, cine știe ce. Nu e obligatoriu să-l faci, poți să faci pieptul mare și fără să faci împins cu bara. Sau să nu începi cu împinsul cu bara. Același lucru valabil și aici. Nu sunt pentru tine, tracțiunile libere nu le faci. Nu poți să faci ramat cu bara din aplecat, nu poți să faci ramat cu gantera. Simplu, nu le faci sau nu începi cu ele. Lași să fie exercițiul numărul 3, exercițiul numărul 4. Cum aș programa eu antrenamentul pe care l-aș considera optim pentru mare parte a oamenilor? E greu să vorbești de ceva general valabil pentru toată lumea când avem niște particularități atât de mari, de la lungimea claviculelor, la lungimea segmentelor, inserții musculare mai sus, mai jos. Adică e greu să găsești un tipar de antrenament valabil pentru toată lumea, dar am să încerc să găsești ceva măcar 70%, unde dacă mare parte dintre noi l-am face, sunt foarte slabe șansele să dai greș cu el. Deci aș începe cu o încălzire generală 50 minute, un fel de cardio. Aș merge mai departe pe rotări, încălzire, pentru articulațiile pe care le vom folosi. Mergem mai departe la niște contracții. Aș duce brațul pe lângă corp, aș strânge dorsalul și aș încerca să fac rotație externă și să bag cotul cât mai în spate și cât mai aproape de coloană și să rămân în poziția asta cu rotație externă, să strâng coatele. Asta mi-ar activa marele dorsal. Aș rămâne în poziția asta până încep să simt niște sânge în dorsal, după care aș merge la pull over. Ăsta ar fi exercițiul unde nu neapărat aș merge la epuizare sau dacă aș merge maxim cu o serie. Aș vrea să înțeleg ce urmează să lucrez astăzi. Iar acum, pentru că problema mea cea mai mare este deschiderea spatelui, aș merge pe tracțiuni prima dată. Aș face tracțiuni la scripete sau pentru cei ce puteți să faceți tracțiuni la liber. Aș face tracțiuni la liber cu priză largă. Iarăși, nu trebuie să mergeți la extreme, nu trebuie să faceți priza asta super largă, nu trebuie să faceți priza asta. Am văzut niște sondaje, niște studii de EMG, de activare. Se pun niște electrozi pe mușchi și faci mișcarea, iar în funcție de asta vezi activarea pe un grafic la electrocardiogramă și poți trage niște concluzii. Care priză te ajută mai mult? Ce exerciții activează mai bine? Se traduce chestia asta 100% în a pune masă musculară? Nu neapărat. Asta e o discuție pentru altă dată. E destul de științifică treaba. Ideea e următor. Pe studiile astea s-a văzut că de fapt partea de mijloc a prizii, adică nu prizi cel mai îngust, nu prizi nici larg, bun simț. Undeva la jumate e perfect. Iarăși pe unii dintre voi ar putea să-i ajute faptul că pui degetul peste bară, nu prins așa, prins așa. Și ceea ce am considerat că pentru mine a fost game changer, deci din categoria tips and tricks, momentul în care am realizat că trebuie să fac mișcarea din coate. Să mă concentrez pe coate. Cotul face mișcarea. Mă gândesc să aduc cotul cât mai aproape de șold. Aici, aici. Și să fiu întotdeauna cu pieptul sus, exact ce v-am spus și la împinsuri. Totul se împinge așa. Extensiile sunt așa, flexiile sunt așa, ridicările laterale sunt așa. Așa sunt și tracțiunile, așa e și ramatul. Pieptul sus, pieptul în față, da? La toate mișcările pe care le faci. Ei, în momentul în care nu mi s-a mai adâncit pieptul, nu a mai devenit concav și n-am mai făcut tracțiunile astea așa cu rotație internă, atunci am activat dorsalii mult, mult mai bine. Deci, pieptul sus, coatele fac mișcarea, indiferent de ce priză folosești. Știu că mișcarea ta cu pieptul sus va arăta foarte diferit față de mișcarea altora din sală. Asta nu înseamnă că dacă toată lumea face ceva și tu faci diferit, tu te înșeli. Înseamnă că ei s-au luat unii după alții și nu știu ce înseamnă să lucrezi tracțiunile și ramatul din marele dorsal, din teres major și nu din biceps. În momentul în care te concentrezi că vrei să faci o tracțiune sau un ramat ca și cum ai avea brațul întins, gândește-te că tracțiunea asta se transformă în tracțiunea asta. Atunci realizezi că de fapt e prea puțin important spre deloc ce se întâmplă aici, foarte important e ce se întâmplă aici. Și atunci poți să realizezi și că dacă te concentrezi să aduci antebrațul aproape de biceps ca să vină greutatea în jos, asta este practic o flexie a bicepsului. Ca să scoți maxim din antrenamentul dorsalilor, ideal ar fi să implici cât mai puțin bicepsul în mișcare. Gândește-te puțin că dacă poți să faci pull over și să implici dorsalul, de ce n-ai putea să faci ramat? De ce n-ai putea să faci tracțiune fără să implici bicepsul? Dacă brațul e întins și rezistența vine de aici și tu încerci să o învingi, zici și mie, ce legătură are bicepsul în toată mișcarea asta? Asta înseamnă că dacă ai o conexiune foarte, foarte bună, poți să faci ramatul ăsta, poți să faci tracțiunea de orice tip, cu implicare minimă a bicepsului, nu zero, dar minimă.
trebuie să încerci să scoți bicepsul din ecuație. Bun, asta e foarte mult pe biomecanică și pe tehnică, mult prea puțin pe programare și despre programare este acest vlog de astăzi. Am trecut de încălzire pe obosire și am ajuns la pullover. Faci pullover maxim o serie la epuizare. De ce ajută pullover-ul la început? Și vă recomand pullover la cablu pentru că riscul de accidentare pentru capsul articular a umărului este mult mai mic decât pullover-ul cu gantera. Iar și ca să nu facem un video de 40 de minute, n-am să mai intru în detaliu și am să mă rezum doar la vă spune că din punctul meu de vedere pullover-ul la funie sau la cablu cu orice fel de priză este mult, mult mai lipsit de riscuri decât pullover-ul cu gantera. Poți să scoți maxim din pullover-ul cu gantera? Bineînțeles. Poate toată lumea să aibă conexiune atât de bună încât să o facă? Nu. Cu siguranță nu. Acum, în funcție de priorități. Eu personal mi-aș dori foarte mult lățime a spatelui și secundar mi-aș dori și grosime. Există exerciții neapărat pentru lățime și neapărat pentru grosime? Nu prea. Când vorbim de lățimea spatelui, ne referim la teres major, în principal. Când vorbim de grosimea spatelui, ne referim la erectorii spinali. Iar marele dorsal intră în discuție și când vine vorba de lățime și când vine vorba de grosime. Deci, pentru că eu îmi doresc acea formă de V și asta îmi lipsește cel mai mult, am să-i dau prioritate. Așa că voi face tracțiuni. Ce tracțiuni aleg? Păi aleg tracțiuni la cablu cu priză largă și în funcție de mezocic, în funcție de splitul de antrenament, de frecvența cu care mă antrenez, pot selecta un al doilea exercițiu care va fi cu siguranță ceva diferit. Nu va mai fi tracțiune cu priză largă, va fi o tracțiune cu priză apropiată. Fie că voi face tracțiuni libere, fie că voi face tracțiuni la un aparat care simulează mișcarea asta, sau că voi face tracțiuni la cablu, asta va fi a doua tracțiune, prima, a doua. Și avem două sau trei exerciții. Avem pullover și una sau două tracțiuni. Cred că e de la sine înțeles că dacă faci spate de două ori pe săptămână, dacă ai ceva de genul upper-lower sau push-pull-legs, nu are sens să faci 5 exerciții de două ori pe săptămână, că este foarte, foarte mult. Cum am spus și în episoadele trecute, între 6 și 10 serii de lucru, nu premergătoare, de lucru, pe antrenament este mai mult decât suficient pentru marea parte a oamenilor. Poți să faci 12, poți să faci 4, bineînțeles, este excepții. Dar deja sunt foarte multe nuanțe și discutăm de strategii mult mai complexe de antrenament. Dar dacă vorbim așa, ca un guideline general pentru toată lumea, 6-10. Mai este o clasificare. Cam toate exercițiile astea le poți face unilateral sau bilateral. Poți să faci tracțiune cu un braț, poți să faci ramat cu un braț sau poți să faci tracțiune, ramat, orice cu ambele brațe. Poți să faci unele exerciții cu un braț și altele cu ambele brațe. Asta este altă clasificare din alte puncte de vedere, dar mișcarea e aceeași. Tot ramat e, tot tracțiune. Că o faci cu un braț sau cu ambele brațe, e aceeași mișcare. La ramat ar cam fi două tipuri de mișcări marșilate, unde tragi din față în spate cu brațele ridicate sau mai departe de corp și un alt tip de ramat unde tragi din față în spate cu brațul pe lângă corp. Cât mai aproape de corp. Care e diferența pentru stimulare musculară? În momentul în care duci cotul cât mai jos și ai pieptul cât mai sus, implici foarte mult marele dorsal și implici secundar umărul posterior și trapezul. În momentul în care coatele se ridică, implici mai mult pe un spectru, de la mai puțin spre mai mult, adică nu zero, umărul posterior și trapezul, partea mediană a trapezului. Foarte pe scurt vă spun, partea superioară a trapezului o stimulați aici, partea mediană aici, partea inferioară aici. Deci ai două versiuni de ramat. Și dacă ai o frecvență mai redusă, antrenezi spatele la o săptămână, la 5 zile, sau vrei să prioritizezi spatele, poți să alegi ambele mișcări. Mai poți clasifica ramatul în funcție de cât de aplecat ești. Cu cât stai mai drept, cu atât pui mai mult stimul pe partea superioară, respectiv pe trapez. Cu cât ești mai aplecat, mai paralel cu solul, cu atât pui mai multă tensiune pe mare dorsal. Ajungem și la ultimul exercițiu, după care recapitulăm. Ultimul exercițiu ar trebui să fie o hiperextensie, o extensie pentru paravertebrali. Bineînțeles, acești mușchi vor fi preobosiți, vor fi fost și ei lucrați la tracțiuni și la ramat. Dar așa cum nu consider că dacă ai împins la piept, ai lucrat și tricepsul ca antrenament de sine stătător, așa nu poți să zici nici că ai lucrat paravertebralii dacă ai făcut ramat sau tracțiuni. Deci, ca să fii sigur că îi dezvolți optim și reușești să încarci cu o grosime considerabilă a spatelui, va trebui să îi lucrezi separat. Asta înseamnă hiperextensii sau îndreptări. Sunt două versiuni marșilate. Dacă vrei să lucrezi partea de jos a spatelui, trebuie să ții spatele drept și să te ridici drept, exact așa. Asta e balamaua, pur și simplu. Dacă vrei să lucrezi mai mult din paravertebrali, respectiv partea dintre bazin și torace, tot ce trebuie să faci este să faci un reverse crunch. Dacă aici avem bazinul și aici avem toracele, ce trebuie să faci? Să rulezi bazinul spre torace. Cum o faci? O faci așa. Ei bine, același lucru este valabil și pentru faci un reverse crunch și extensie. Crunch, extensie. Și în felul ăsta reușești să duci mai mult stimul încât să implici mai mult decât primii centimetri de lângă bazin. Deci un antrenament inteligent care nu e repetitiv și culege cu un minim de exerciții mare parte din mișcările care stimulează dezvoltarea spatelui complet ar trebui să conțină un pullover, o tracțiune maxim două, un ramat, maxim două,
Și eu și per extensie. Deci ar trebui să ai un minim de 4 exerciții și un maxim de 6, din punctul meu de vedere. În funcție de parametrii pe care am adus în discuție, de frecvență, de câte serii de lucru, nivelul de avansare, refacere, priorități și așa mai departe. Eu ar trebui să mă o să fac niște cardio, dar după cum vedeți, nu prea sunt benzi libere. Asta este bolnavă, nu funcționează, așa că va trebui probabil să fac alt tip de cardio. În descrierea de mai jos veți găsi cupoane de reducere și recomandările mele când vine vorba de abonamente la sală sau suplimentele, echipamente și electronice pe care le folosesc. Nu uitați să dați un like, un comment și un subscribe. Iar din restul de videouri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Așa că haideți să ne vedem la episoadele următoare cu un spate mai mare, mai gros și lucrat inteligent. Vă salut!